Mamă, frate, la ce s-a ajuns, om, să repar la Logan 1.4 MP. Speram că dacă mă țin de mașini ajung în locuri drăguțe, nu la... Ești la început de reclamă, ce vrei? Mamă, dar să la început rău că tot, înainte de început cu Logan 1.4 MP, ceau! Care am vrea un pungă, mă, frate, ce vrei să-i fac? Nu te înțelegi cu el. Dragio! De ce vrei tu mai mult-o? Dar nu înțeleg de ce te-ai dus în spate, practic. Planul meu nu e să ridic pe elevator, că se murdărește elevatorul de Logan, da? Păi de ce nu pui pe elevator? Nu e nevoie? Să vedem și noi ce e pe dedesubt. Ce să vedem ce e pe dedesubt? Urgent! Stai că 12 mm nu merge, o luăm până încercare. Stai să vedem dacă 10 știe. Sunt 3 șuruburi, atâta. 3 șuruburi. 3 șuruburi, cunosc în lume. Roșu, galben și albastru. Păi așa, pentru că de ușor a funcționat până aici, îmi place, adică mi-aș lua loc. Ce sunt? E și ieftin. Fac anunț, vând altfel. Unde dai tu Alfa Romeo ăla? 270 de cai pe asta. Coroapa asta, ui. Și este o protecție termică. Hai așa, hai să-ți arăt ceva bun. Fii atent. Asta ce trebuie schimbat. Asta a venit în scârtie de împachetat brânză. Jur că aveam o mătușă undeva la Bacău când îmi trimitea brânză, în data îmi trimitea. Și... Stai, ce mai am? Ce mai am aici? Am un vedet de ăsta de mare omenie. Zici că a luat doar pentru o măsea. Mai am... le bling bling aici. Și gata, asta e așa pentru început, ce? Cât să ne dezmorțim. Am înțeles. Cât să ne învățăm cu Logan. Nu plâng din portbagajul, că e cu tot clou. Eu? Vreau și o țeavă aia și din colț dreapta sus de tot. Asistent aici pe lucrarea asta. Nu se dau lucrurile la mână, domnule, ce înseamnă să crești în valoare. Tot am crescut așa mult în valoare. Nu mi-am dat seama, nu ca așa. Nu vezi că de-aia bag așa mai entuziasmat, că altfel când nu merge camera, îmi dau și mai ușor din mâini, nu mi-e bine. Genul ăla de reparații la care mă gândesc, oare mai pornește mașina după ce am terminat de reparat? E mașina prietenului meu, parcă n-aș vrea să o țin aici dacă s-a stricat. Ai și prima bucată de galerie? Și asta este pe bucăți. E pe bucăți asta? Acolo e crăpătura. Acolo e buba. Și cât a fost galeria asta? Ce bani, domne, merge o galerie de asta? Ce bani? 300 de lei. 300 de lei! Păi mai bine-i făceai swap la motor de motosapă, mă. Bă, uite, ăsta n-a vrut să mă iasă, îmi trebuie. A ieșit în bloc. Nu are, domne, loc ăsta, nu poftim. Stai, mă, că am băgat clichetul ăsta mic. Mă fac de căcat cu el. De ce? E mic așa, n-are sens, ești nebun. Bă, și faci treaba. Astea ce sunt? Încurajări subtile pentru bărbații care n-au cu ce? Da. E mică, dar își face treaba. Ai promisiunea mea. O să-ți ofer o noapte de neuitat. Pentru că era cea mai mică din viața ta. O altă noapte n-ai să-ți mai pierzi una așa mică. La următoare ai să știi să pleci direct. Ai să știi să bagi una din cele trei expresii. Mă doare capul, mă doare burta sau n-am chef. Mamă, îți dai seama dacă ajungi la n-am chef? Wow, da, chiar că dacă te-a luat din club și ai ajuns acasă și îți dă n-am chef, ești du-te, dracu, dar chiar ești imposibil. Nici scuză nu mai merit. Da. Treaba de profesioniști. Sunt oameni care au făcut facultate pentru treaba asta, bă, și noi ne jucăm aici. Și asta cred că e cam micuț. Am încercat cu 19. Mă, frate, nu spune că ești 23, că eu n-am 23, du-te, dracu. Și acum cum merg la cele de ceasuri? Lefty, Rusi, Raisi, Saisi. Lefty, Rusi, Raisi, Taiti. Raisi, Raisi.
Dacă nu-i trage o șpanetă la șaiba asta în stilul meu, să sară ea de aici, să o... N-a fost așa greu de scos galeria asta de evacuare, eu zic. Ia, Alin, ții tu bucata asta, te rog frumos, mersi. La Logan iese pe bucăți. Simba! Că aici n-a reușit să desfiletez asta cum trebuie și a patinat cheie. Stai că nu merge așa. Nu merge așa! Cred că i-am găsit soluție la mașină. Îi dăm foc. Nici eu nu cred că e o idee bună, dar am nevoie să trec mufa până asta, ce vrei să fac? Să cred. Bine, mă, băiatule. Deci, tot treaba dificilă din meșterii mea asta este să scoți sonda. Mai ai două șuruburi de-astea cu arc jos, care țin restul de evacuare. Cam atât. O strâng și eu pentru următorul. Cine mai umbla aici să umble cu blesteme? Că și la acolo nu mai era una de-asta? Are, ia gata, bine că ai zis băiatul ăsta, că dacă noi mai puneam o garnitură la garnitură. Nu? Miroasea benzină premium. Macră. Ia uite, ăsta chiar mai avea rezervă de... Eu nu știu dacă asta e așa, ca să ne înțelegem, că eu n-am mai pus la Logan. Dar pare că altfel nici nu știi. Oare dacă o întorc pe partea cealaltă are mai mult sens? Care e partea corectă? Cum se pune garnitura asta corect? Mai merită pusă? Eu la altfel nu mi-am mai pus. Lui de ce îi pun? Hai să vedem dacă vine asta înapoi. Pasta o primește? Acceptă transplantul? Mamă, dar ce emoție a putut să-mi dea un sonda aia, mă. Să mă facă pe mine un Logan. Toner line. Opa! Ce-ați făcut? Bă, am pierdut-o și a tare scuturile pe ea și nu s-a auzit ca și cum a ajuns jos, de ce mă trebuie? Wait reduction, bro, pierde la prima groapă, e ok, nici nu o să o simtă că e lipsită de aici, stai liniște. Păi ieșim în probe. Ratatatata 1, ratatatata 2, 40 de km la oră. Păi dar dacă pleci cu asta la Constanța, poți liniște să te mai uiți după una pe drum, știi? Ei, na. Păi dar merge așa blănesc, optopești la Constanța, ții alta, până mea, când poți să fii un Logan 25 de milioane. A, deci o comanzi de acasă. Da, exact, când pleci de acasă cu Loganul tău, îți recomanzi unul la Constanța. Chinu dracu aici cu sărăcia asta acum. Trebuie să-i aliniez chakrele, să-i deschid al treilea ochi, motorul e zodia Capricorn, galeria e leu, nu se înțeleg. Auzi, eu am o dilemă. Când am început, aveam șuruburi. Adică aveam piulițe, scuze. Acum când dăm să terminăm, ne trebuie și șuruburile. Să potrivesc cu niște găuri aici, dar în rest cu nimic și eu nu știu cum o facem pe asta. Vreau frumos să spui că nu sunt șuruburile astea, că dacă sunt eu îi lipesc protecția cu super glue. Nu puteam să o lăsăm așa. Nu. Am uitat să pun... O protecție aici termică, măcar pe asta să o punem dacă pe cealaltă n-am avut ocazie. La belea, mă, trebuie să desfac din nou ăsta să spun protecția termică. Ce plac pe veurile? Asta doar pentru că n-ai lucrat la Logan încă, mă, dar aia îți place pe veurile. Protecție termică, pentru ce credeți? Pentru fișe. Unde vine? Aici în partea superioară, a galeriei. Nu mai bine la șcafotajă? Refuz să plecam nimerit în prima, chiar mizerie. Și treaba pe ziua de azi, cred că se poate pune că e făcută, nu? Job well done. Oh, fii atent aici cu weight reduction ăsta. Hop, hop. La-la! Ce faci, domne? Am sărit de la galerie la ștergătoare. Bă, frate, ca să-ți explic. Deci a venit băiatul ăsta într-o seară, acum două zile pe zi, și îmi povestea că noi mai mergem la masa de la ștergător cum ar trebui, căci că dă de calea care. El a zis să schimbă ștergătoare, i-am să-i dăm cu tot cu brațe, că e mai simplu că cu asta se obișnuiește. Tata mi-a zis că dacă e să faci un lucru, să-l faci ca lumea. Ia, fii atent, să vezi ce ca lumea am pierdut în fiulița asta. Adevărații băieți, schimbă ștergătoarele cu tot cu brațe, nu doar la...
E primul meu ștergător. Ia, și unde-s brațul? Un braț? Asta are capac altfel, nu așa ca la vie. Bă, auzi, dar știi că astea trebuie spuse cum ar veni înapoi la dungă? Întrebarea noastră, iară, este unui de stânga, unui de dreapta. Curte pe stânga, boss! Marți, mă, de aici mă înveți tu pe mine mecanică, la mine acasă. Hai să încercăm așa. Noi punem lamele, îi dăm o ștergere să vedem cum zgârie. Dacă zgârie în centru, să vedem că-s bine puse. Un șurub, al doilea șurub. Păi, asta e un pic. S-au schimbat brațele de ștergătoare, dar nu și ștergătoarele. Ce vrem, o moare Logan, n-are bani, că l-am cel mai serios cât să-ți permiți în viața asta. Da, mai bine schimbai... Lamele? Lamele! Nu e mătă la lame, ascultă-mă ce zic, el de-aia nu ștergea bine. La brațe. Dar mergea să iei niște ștergătoare, n-am să te mint. Eu nu știu cum le mai scot pe astea de aici. Au cel puțin 15 ani ștergătoarele astea. Hop, hop. Hai, dă-mă, ieși. Ce s-a întâmplat? I-am dat daună totală la ștergătorul ăsta. Hai, dacă l-am făcut la loc, e ok. Nici nu o să observ. Ia să-ți iau niște ștergătoare, două pizdame. Dă-i mă, lichid, zici că e zgârcit să mor dacă nu. Dă-i mă să plouă pe ea. Hai, domne, zici ce faci aici? Domne, e a treia oară când îi pună băiatul ăsta ștergătorul, că nu merge cum trebuie. Nu-mi place mie până unde șterge. Nu vede după colț. Dar dă-i de la jumate, ce să mă. Să șteargă și la celălalt. Să șteargă și pe contrasens dacă tot așa, nu? Vezi, acum l-am gata, nu mai știu. Well done pentru mine, încă două ștergătoare fericite. Deci, exact cum ți-am zis, brațele au fost problema, dacă poți observa, este curat aici, este fără linii, fără nimic, e perfect, ideal, ideal, ideal. Vrei să te învăț o șmecherie? Fii atent cum iau măsura de la șurub. Apeși puternic cu degetul. Nu mai ești până la 5000 CCP. Și-ți rămâne, frate, forma pe deget. Da, pun meu tablet iPhone 5. Hai să vezi ce șmecherie mai pe băiatul ăsta de nu îi se închide ușa după aia de n-are aer. Pac. Te descurci tu să-mi aduci unul mai mic, te rog. Mamă, match made in heaven, fii atent. Fiți nu e chiar ăsta, nu e chiar ăsta. Cred că îi trebuie altfel de, cred că îi trebuie cu steluță, mai cu steluță. Te 40 acolo cu metri. Bă, moșule, dacă tu ai venit pe mine să mă vezi la mine în garaj, ce scule care și cum? Iartă-mă că tu ți-ai făcut tu cenicia la Dacia, iartă-mă. Scuze, eu sunt cu toroape bavareze. Bolțule, nu de-asta. Bolțuri câte are ăsta? Ăsta era, mă. Dar nu merge și ăsta patinează. Ăsta e prea mic, ăsta joacă ca crembuștul în atunci căldare. E 40, dar trebuie să-l bați un pic. Ce să faci? E de 40 și trebuie să-l bați un pic acolo. Cum? T-40. Păi ți-am dat de 40, boss. Dar știi că de la Logan nu face de acolo, nu? Face din ușă. Bă, am și combinațiile mele. Omul face 200 de milioane pe lună. Am luat și 150 aici pe reparația asta, scurt pe 2. Te bași tu să mă arăt foamele, mă! Îi iau pâinea de la gură, coi! Îi iau pâinea de la gură, e nebun, moare de foame de seară. Ați auzit ceva? Da. Nimic? Nu mă fă mod acum. Tot respectul, domnul inginer, permite... Domnul inginer, tot respectul! Aici și victory. Se dă una bucată nucă cu manșon. Cu ce? Cu tot cu manșon. L-am dat drag cu manșon racing. Asta este o BU pe care stabilizăm nucă. Stai că aveam aici o surpriză. Dar dacă ți-are nuca la Logan, uite, poți să-ți iei un Kinder, surprize, surprize, și să-i pui la nuca aici, să nu-ți mai sară. Bă, nu-ți pui la ta aia cu silicon, că ai o boabă nuca de silicon. Gunoi? Pardon? Nuca gunoi. Băi, spart geamul la loc. Uite, bă, de aici cât poate să fie un geam la Logan ăsta, îmi permit. Șefule, așa? Ăsta trebuie să fie drept în coș. Ăsta în față, da? Fii atent că ăsta în față. Bă, dar ce am întinerit tutoriale Logan? Există tutoriale Logan? Dar cu nu știi până de pe YouTube? Și noi ca proști am căutat cu străinătate să vedem cum să ne joc galeria de evacuare. Are vreo 100 și ceva de episoade dedicat Loganului. Tu știi cum îi face ăsta la Logan? Din fire. Ha, l-am spart, exact. Nu-l mai scot de aici, ce băgat de mâna mea. This was fucking it, așa că... Am pornit cu cai, ne vedem pe data viitoare.
sunt canapeaua.